Când ești tu gata? În anul 2020 v-am pregătit o grămadă de concepte și idei noi, precum acesta. Să știm cu toții că informația fizică pe care o acumulăm nu este întotdeauna suficientă. Dansul a fost... Mi-și greu să vorbesc despre asta, nu știu, jur. Mi-a schimbat viața, totul viața mea s-a schimbat. N-am avut... Mi-a schimbat mediul, mi-a schimbat absolut tot. Și aici intră în acțiune TDC Q&A, care vine în completarea orelor de antrenament fizic. Bună, eu sunt Bibi și astăzi, în cel de-al doilea episod TDC Q&A, îl avem ca invitat pe Alexandru Mariu. Bine ai venit, Alex! Salut, bună! Pe cine ai chinuit două șopuri întregi, a venit și rândul nostru să ne chinuim așa un pic. Cum ești? Cum a fost drumul? Toate bune? Toate bune, da. Puțin obosit, te văd. Puțin, da, pentru că am avut foarte multă treabă înainte, dar studenții au avut energie super bună și mi-au dat și mie puterea să fiu super fresh, să iasă totul bine. Super. Hai să ne cunoaștem în primul rând puțin mai bine. Spune-ne cum a început toată povestea asta cu dansul la tine. A început, să zic, pe la vârsta de 7-8 ani. Că pe vremea când exista Animal X, când a apărut Simplu, astea au fost primele inspirații. Pot să zic că oarecum am apucat cu breakdance-ul pentru că eu urmăream pe ei și ei asta făceau și chiar mi-amintesc că erau mereu, n-aveam YouTube și stăteam, vedeam clipul de la Simplu și eram stai mamă, oprește, stai că să-l văd. Gata, și mai așteptam, nu știu, că să-l văd peste o oră, două sau cum mai difuzat. Prietenii mei, Cristian Miron și Roberto Iancu, ne cunoaștem de când suntem mici și cam am avut același drum, tot așa inspirațiile astea și am fost și împreună și cam de acolo, să zic, a început așa în capăt. Te-ai gândit încă de mic că, nu știu, noi că suntem mici, eu, spre exemplu, vreau să mă fac un safir. Când ai avut clicul ăla să zic, bă, da, asta e ceea ce vreau să fac. Sunt sigur că a fost când eram mic și am văzut un clip de genul ori de la Animal X ori de la Simplu. Și câte, din câte mi-amintesc, mama povestea că pe la vreo 1-2 ani îmi luam mereu oalele și începeam să bat în ele ca la tobe, îmi plăcea la televizor când vedeam muzica. Astea pot zic că sunt începuturile pe care mi le amintesc eu, acum nu știu. Ai pomenit de breakdance, chiar mă gândeam, referitor la workshop-urile care le-am văzut astăzi. Ai avut foarte multe influențe din diverse stiluri, de la hip-hop, popping și chiar mă gândeam. Deci primul tău stil de suflet, să zic așa, a fost break-ul, cu asta ai pornit? Da, da, asta a fost. În primul rând că a început, pentru că văzut clipurile, a început ca o chestie în care noi imitam ce vedeam în clipurile. Exact. Încercam cât de bine puteam. Plus că noi, de fel, când aveam o zi de naștere sau ceva, noi asta făceam, puneam piesele de la Simplu și Animal X și începeam, făceam ceasul, frizuri, făceam faze. Wow, ce amintiri, mă. Antrenamente pentru tine faci zilnic, separat de coreografie, trebuie să fac coreografia X pentru cursul nu știu care, efectiv pentru tine, pentru evoluția ta. Da. Da, adică din mai multe perspective, dar câteodată e constant, câteodată poate nu e constant. Dar uite, de obicei mă trezesc, încerc să mă întind, să fac o încălzire dimineață încât corpul meu să funcționeze ca lumea restul zilei. Da, chiar te ajută foarte mult. Pot zic că mănânc cel mai sănătos, dar nu mănânc nici prost, e că e un echilibru așa între ele. Da, nu sugerez că e un lucru bun să mănânci nesănătos, dar cel puțin la mine e un echilibru între astea două. Cum aș zice, e un stil de viață, adică nu pot să zic că gata, mă antrenez. Știi, poate o simt, stau și sunt... Băi, parcă aș încerca puțin să văd, să ascult piesa, să văd ce... Poate vine ceva. Da, fiind un stil de viață, e te apucă random așa, știi, stai, poate faci acum, poate altă dată îți propui, zici, bă, uite, mâine aș dori să fac aia, că poate se apropie un timeline, un deadline, scuze, și... Na, știi? Plus, într-un fel, sincer, câteodată îmi place și sub presiune să lucrez. Și îmi place când să spunem mâine am curs sau poi mine și trebuie să fac ceva. Îmi place și faza asta, câteodată mă motivează, câteodată e bine, câteodată nu. E după cum simți, sincer. Știi, și cu cât îți place mai mult, cred că simți să o faci mai des și să o înțelegi mai bine. Constant asta când să faci lucruri constant, să încerci să faci câte ceva mai rău să înveți, că niciodată nu poți să le vezi cu toate. Adică nu vine să cred că eu dansez de atât timp, că sunt 10 ani sau 11, 11 ceva, ceva de genul, pentru că văd lucrurile noi și sunt, mamă, ce tare e chestia aia, mamă, ce nu știu cum, dar exact. Chiar n-ai cum să le vezi pe toate, mereu rămâne ceva nou. Ai mentori în viață pe partea de dans, de dezvoltare ca om separat de dans? Nu pot să zic eu, deci nu sunt genul de om fanatic, nu pot să zic că am, băi. Sunt genul meu care mă inspiră din orice, poate mă uit la Denzel Washington și îmi place felul în care el circ, poate mă uit la nu știu cine și îmi place felul în care zâmbește și vorbește cu lumea și dă o energie bună. Încerc să
mă uit la fiecare și să aleg cei mai buni, da. O mare inspirație, sincer, sunt prietenii mei, că spre norocul meu, prietenii mei sunt dansatori, ca Roberto Iancu, ca Chiriac Dan, ca Smiley Andrei, ca Freak, ca Piciu. Deci majoritatea, mai toți prietenii mei inspiră și îmi place că suntem genul de oameni care tragem și suntem exact toți pe același țintă și se simte chestia asta, adică ne dăm seama între noi că urmărim aceeași țintă. Cea mai important este să ai un anturaj care să te înțeleagă. Corect. Că poate sunt zile în care poate, nu știu, și poate chiar ai nevoie de cineva care exact să fie, băi, haide, hai să o facem, știi? Poate altă zi ești tu cel care duci la persoana respectivă și ești, hai, ridică, de zi și din asta să se dă. Ce beneficiu ți-a adus cel mai mult dans în viața ta? Să-ți place cel mai mult dans, care este placa la care te ține acolo? Poți să crezi mai multe perspective. Dacă aș aduna așa să fructific tot într-un singur lucru, ar fi... Îmi place foarte mult ce fac, adică niciodată mi se pare că e un lucru pe care îl fac zilnic și nu mă plictisesc niciodată de el. Îmi place foarte mult că pot să fac asta și să și trăiesc din asta, adică să muncesc din plăcere, nu să fac ceva ce aș face doar de dragul de a face lucrul ăla. Și pur și simplu faza că am întâlnit atâtea persoane mișto, mă place să mă conectez cu o groază de persoane noi, să am, nu știu, experiențe, să învăț lucruri de la fiecare, de la oricine am învățat, indiferent de level sau de experiență. Cred că asta pur și simplu că chiar îți face parte din viața mea foarte mult, cam din aproape orice aspect și nu știu, nu cred că aș mai fi eu fără lucrul ăsta, sigur n-aș mai fi eu. Încerc să mă documentez un pic despre proiectele pe care le-ai avut, în afară de colaborările cu artiști cunoscuți, Ina, Raluca, Lumea, am văzut că de-a lungul timpului ai susținut super mult crescut. Foarte mult, am dat scul acolo de mâine până în 2013 am ajuns. Cred că da, cred că prin 2013 am făcut prima coreografie sau cea de genul, dar a fost mai mult între prieteni și le-am arătat-o lor, nu mi-am permis să zic predau fix de atunci, 2015 cred. Care zic că mi-am asumat asta și am pus afiș și a fost totul pregăteală și lumea a venit și am avut pregătit o bucată ca lumea. Mi-am păstrat esența aia de atunci. Dansez foarte diferit, dar dacă ai compara un clip de acum cu un clip, se vede că am rămas ca identitate acolo. Ceea ce combina asta. Am rămas true la ce-mi place. Cam cât îți ia ție să creezi o coreografie și să fii mândru, să zici, bă, gata, asta e. Fiindcă mereu mai venim, mai divinim un pic la detaliul ăsta, la detaliul ăsta. Zic sincer. Spre exemplu, să zicem așa, pentru o competiție. Ok, odată pentru o competiție, nu știu, cred că vreo două, depinde și de oameni, sincer, și de cer, că sunt oameni care pot să lucrezi repede și sunt oameni care nu pot să lucrezi așa repede. Despre norocul meu, când am legat trupa, am fost genul de oameni care au vrut, hai să facem, super pasionați, adică, practic, și dacă nu mai aveam antrenament, ei rămâneau legați de ce avem nevoie de făcut și vorbeam în continuare restul de lui, poate putem acolo să facem asta, poate, uite, trebuie să fim mai curați acolo. Nu știu, la creație, să știi că diferă, poate să vină ceva pe moment, deci așa de random, încât poate să fie o piesă pe care o știi super bine și să-ți vină așa pe moment și să legi totul și să zici, bă, așa am simțit-o, îmi place. Poate să fie unul care poate nu o simți din prima, dar dacă îi acorzi timp în dăți diferite, poate ai alte stări, poate acum am o stare și poate altă dată am altă stare și se potrivește mai bine și rezonezi mai bine cu piesa. O să îți dai seama, în capul tău, un clip, în momentul ăla zici, știu, e autentic, acum o simt, asta e. Eu te-am văzut prima dată, am început, la World of Dance. Da. Mi se pare Blue Chips, da. Ați avut trupa Blue Chips și ați și câștigat locul 2. Știu că mi-a rămas în minte costumele și coreografia a fost foarte, foarte fain. Ai mai participat și în trecut la competiții în România? Foarte puține, adică am participat la un moment dat cu Cupa Liceelor. Nu știu dacă știi, eram București de mult rău, 2010. 8 vreau să zic, 2010 ceva.
Și acolo am început, abia am început de drum și m-a rugat directoarea, nu vrei să te ocupi să faci asta. Atunci am început să zică să creez. Deși bine, era un nivel foarte, foarte mic, dar acolo pot zic că mi-am pus în acțiune pentru prima oară chestiile astea, ia ce aș putea să fac, ce aud acolo, ce aș putea să fac. Și... mai ales pentru că ai și participat și în trecut și cumva acum de curând anul trecut, dacă ai văzut o evoluție sau o diferență între competitori de cei cu ani în urmă și care participă acum? O diferență pe care o văd e înainte, neapărat, era și nivelul bun și înainte, dar mi se părea că înainte era lipsă de informație. Adică era foarte multă lume pasionată și foarte multe trupe care chiar erau unite și făceau dragoste, stăteau tot timpul împreună. Și na, încercau ceva bine, care de multe ori ieșeau groază de chestii mișto. Dar se vedea față de acum când știm informație din afara țării, de unde am venit, practic, de la sursă, ne dăm seama că eram dezinformați. Dar în schimb, parcă ca pasiune e puțin mai low decât era atunci. Deși acum suntem mult mai informați și acum ai șansa să te duci să-i crezi și să înveți exact ce trebuie. Și să avansezi mult mai repede decât ai fi avansat înainte, când noi n-aveam cursuri. Probabil preda cineva la 3-4 luni jumătate de an, luai de la informații, stăteam în sală, ne mai uitam pe YouTube, mai vedeam o inspirație, dansam. Deci cam asta zic eu că ar fi diferența. Ai avut ocazia să pleci de foarte mult ori în țară, să acumulezi informație cumva de la maestri, de la cei mai buni din domeniul dansului. Cât de importantă consideri experiențele de genul ăsta pentru dansatori și care crezi că ar fi experiența aia care într-adevăr ți-a marcat viața? Nu știu, te-ai întâlnit cu X și ai zis, bă, aici nu se merge pe Dumnezeu. Ok, gata, știu. Contează foarte mult, din mai mulți factori, pentru că, în primul rând, te duci direct la sursă, sunt cei la cel mai înalt nivel, te inspiri, vezi etica muncii a lor și parcă ți-e mai greu să te întorci acasă și să nu faci o groază, pentru că știi ce se întâmplă acolo când vezi copiii de 7 ani că sunt de 100 de ori mai buni ca noi, te uiți și zici, wow, trebuie să tragi tare. Prima experiență care pot zic că m-a marcat ca lumea așa cu dansul, pot să zic că a fost în Fair Play în Polonia, când am fost pentru prima oară cu prietenii mei în 2013. Noi înainte, și acum sunt mare fan, dar înainte eram super mega fanatici Ienisul. E un coregraf super mișto și țin minte și acum că fix primul curs din camp era fix al lui, super entuziasmați, deci n-ai idee, tot cursul am fost wow. Și vreau să zic că după ce s-a terminat ziua aceea, când am avut câteva cursuri, tot ce am făcut când ne-am întors la hotel a fost de play la piesă de la Capulac și să dăm și să fim uimiți, wow, ce putem să facem, adică ni s-a dat puțină informație și energie și noi efectiv am fost, sincer să fiu, și acum am câștigat coreografia aia, așa de mult am marcat evenimentul ăla de 2013 asta. Care e următorul tău target? Sincer, îmi doresc să evoluez și mai mult, pentru că de fiecare dată când mă uit la mine, parcă nu-s mulțumit și zic, nu mă consider destul de bun. Deși îmi place chestia asta la mine, că mă ține înfometat. Acum, eu mi-aș dori, sincer, dacă aș avea șansa să predau în afara țării și poate să aibă și asta un start și să încep ușor, ușor, cum am început și chestia asta, să predau în București și după să se răspândească în țară. Sper să întâmple măcar la nivel european. Și să știi că mulți români chiar putem să facem chestia asta. Eram așa puțin sceptic, dar după ce am fost a doua oară în America și am și mai evoluat și noi am zis, da, ce drept, sunt mult mai bun ca noi, dar nu pare imposibil, se poate chestia asta. Și chiar evoluăm din ce în ce mai mult și mă uimesc, adică mi se pare că chiar începe să fie semnificativă diferența asta de cum eram înainte toți. Da. În încheiere îmi place să terminăm cu un sfat general pentru toți dansatorii, indiferent de vârstă și indiferent de nivelul pe care l-au. Ne poți da un astfel de sfat? Desigur. Dacă îți place să faci asta și chiar e principalul lucru din viața ta și simți că dansul e pentru tine, asta vrei să faci de restul vieții, indiferent că factorii sunt împotriva ta, să insiști, pentru că oricine poate reuși să facă asta. Dacă îi place de ajuns de mult și lucrează și îi oferă timp destul, oricine poate să facă asta, dacă îi place cu adevărat. Mulțumim mult de tot, Andu, pentru workshop-uri, pentru acest interviu și ne vedem luna următoare cu cel de-al treilea episod TDC Q&A. TDC Q&A? Da. TDC Q&A! Da.
Trebuie să fie să mă scârce. Wow! Wow!